La început spuneam că nu voi spune nimic. S-au spus destule, n-avea rost să mai spun și eu. Dar totuși mă gândesc să mai spun, că nu s-au spus chiar toate în această spune. Dacă mă gândesc la momentele de voluntariat prin care am trecut, din 2010 până astăzi, la toate amintirile, la toate momentele, la toate grupurile, la toate echipele, la toți oamenii pe care i-am cunoscut și care mi-au fost alături și de la care am avut de învățat, chiar și astfel, totuși mai rămân o urmă de invidie, pentru că nu am reușit să fac nici măcar 1% din ce ați reușit dumneavoastră să realizați. N-am reușit să mă implic, spre rușinea mea, în niciun eveniment, niciun proiect de acest gen. Și într-adevăr, de greu. Dar, având în vedere, am văzut și cercetarea și România, am văzut și pe dumneavoastră, am văzut și prezentarea, am încredere că veți primi și un moșneac ca mine, venându-le dumneavoastră, voi încerca și eu să-i scaladez munții sau măcar o pietricică și mă voi bucura de atmosfera pe care dumneavoastră reușiți să o creați. Am văzut de asemenea că nu sunteți un simplu grup de tineri. Din simpla prezentare, din modul cum ați reacționat la respectivele poze, am înțeles că sunteți o echipă puternică, dornică de implicare și care are alături de ea profesori, părinți, lideri, formatori, care vă ajută la rândul dumneavoastră să excelați. Este un lucru fenomenal pentru că în aceste momente vedem că avem tineri care își doresc să se implice, dar întâmpină anumite obstacole. Dar dumneavoastră beneficiați de susținerea domnilor și chiar astăzi m-am văzut cu domnul Ionuț Ștefănescu și am discutat despre importanța implicării dumneavoastră în dezvoltarea societății. Discuțiile vor continua atât cu domnia sa, cât și cu ceilalți celelalte personalități și persoane și organizații și entități care doresc să participe la această dezvoltare care vizează tinerii nemțeni.